Cea mai veche cruce era anul 1831 pe aia. Eufrosina Vizulea, care e undeva lângă mormântul nababului, o cruce atât. Asta este. Asta este. Vedem că sunt caractere chirilice, că încă n-ajunsesem pe vremea lui Cuza să introducem alfabetul latin și ăsta e un indiciu. Dacă mergeți prin cimitir și găsiți plăcuțe sau cruci cu alfabet chirilic, bingo, alea sunt, alea sunt cele ceva. Mai vechi. Să învățăm ceva. Deci sunt înainte de 1860. Am mai avut discuția asta. Acum putem să presupunem că unii petrari mai bătrâni n-a mai știut tată ei să scrie. Și cu... a continuat? Da. Deci asta este cea mai veche cruce da, dacă existentă? Ne uităm atent de tot rândul 1, 2, 3, 4 în jos, se vede 1831. Corect. Asta este cea mai veche cruce cunoscută, păstrată până în prezent în cimitirul Șerban Vodăbelu. Dat fiindcă e cu 28 de ani înainte de mormântarea Elizei Rosetti, e clar că acolo se făceau deja mormântări.